love you. I would love you, Dati, am început să filmez. Fiecare își face acum poză. Dar ce, să facem poze? Da? Auzi, hai să ne facem poze. No, hai că vă filmez imediat, numai ce am ajuns aici. Am fost la Pizza 5 Colțuri, am mâncat o pizza și acum facem și poze aici. Am venit iar aici la primărie și... Nu? Ai mașina. Ah, nu, hai că-ți dau telefonul meu și faci poze sau cum? Dă-te jos și tu! Să mă dau jos? Nu, hai! Dă-te telefonul, ce faci? Dar nu, care e el telefon? Îl filmez! Deci, dar ce face... Dar să știți că e frig! E rece! Dar unde se duce, bă? Da? Ok. Treci de la cineva și ai prieteni cu noi, roade cu cineva. Nu-l n-o lasă. Sau? Cosmin, poți să ne faci o punță, te rog? Dă-i telefonul, Cosmin, aici. Nu, hai, da. Să vin mai aproape? Nu, hai că vin mai aproape. Așa. Ok, mersi! Ce frig, Natalia! No, hai să mergem aici, hai! Wow, ce frumos! Deci am venit iar aici la primărie. Vor veni ceva verișori de-a lui Daci din Germania. Vor veni de sărbători aici. Și au vrut să ieșim puțin, să vadă și ei cum e în centru, la noi, în Arad. Vrei aici, Natalia, iară? Vrei să-ți fac poze? Nu? Hai că-ți fac poze. Mamă, dar ce frig e, mă, cred că vine zăpadă. Hai, hai, Natalia. Mamă, dar bate vântul bine, ioi, dar ce frig e. Hai să-ți fac poze. Yeah. Ok, gata. S-am făcut poze, mame. Yeah. Nu vrei și acolo, în partea aia altă. Mamă, dar ce tremur. Deci, scuzați dacă cumva tremură în imaginea. Mi-e frig, credeți-mă. Deci bate vântul, cred că vine zăpadă, nu știu. Și așa e aer curat. Ce ți-e frică? Du-te! Mi-e frică să stai aici, nu bine. Așa. Și aici e brăduțul nostru din Arad și o să mergem și acolo la Târgul de Crăciun. Chiar mergem. Mamă, dar ce frig e, mă, nu știu câte grade. Fiecare vine și își face poze aici. Întâlpă Lucas. Ăsta e alt Lucas, nu e Lucas al lui Alisa și al lui Mirela. Vin pe Natalia. Deci o veni multă lume, face poze, deci chiar ori veni foarte mulți din străinătate, am văzut că au venit foarte mulți și acum cred că mergem imediat acolo la târg, numai să-și facă, uite că și Daci și-a pus gluga că e frig. Și Natalia cu Luca se joacă.
Lucas! Chiar e frumos astăzi, dar e plic. Ok, mai că vă filmez mai încolo. Ok. Acum fiecare își face poză aici. Noi am mai fost aici. E frig, așa-i? E rece. Da, de unde că e rece? E 5 grade. Nu știu, eu zic că e mai mult. E acolo grasă? Nu. Cum să nu? Aia de la brecheț. Nu e chiar așa de groasă. Mamă, cineva și-a uitat aici ciorapul. Daci, cineva și-a uitat ciorapul aici. Nu, e ciorap. Adică ciorap, e șosetă. Ok. Uai, ce frumos e globul ăsta, nu știu dacă l-am mai văzut. Sau cred că. Da, da, sunt foarte faine. Da. Nu ca alea cu becuri luminate și... Unde e Natalia? Natalia! Nu, că s-a dus la Iesle. S-a dus la Iesle. Ai, ce frumos clipește. Super. Hai să mă duc aici încolo. Foarte frumos e aranjat aici. Da. Aici v-am arătat, nu? Cred că da, v-am arătat și aici. Așa, și aici v-am arătat data trecută când am fost. Ce-i, Lucas? Hai, Lucas! Hai, da, hai că mergem acolo în parc. Lucas! Lucas, hai, da! Uite și globul ăsta ce-mi place. Wow, ce fain! Nu e sistem brațe, nu? Foarte frumos aranjat. Mai de ce frig, că mă îngheță mâna și Daci zice că e vreo 5 grade, dar eu nu cred că e vreo 5 grade, e mai puțin. Hai ce fain e asta, nu știu, l-am văzut data trecută, nu. Nici nu mai știu. Da? Da, poți să faci poze la copii. Și tu ești live? Da. Nu. Eu filmez. Eu filmez. Nu știu dacă nu-mi vorbim de noi cu Natalia. Nu, nu. Poți eu și ea. Auzi? Fata mea. Cosmi! Așa. Mama mia. Deci uitați ce frumos, vedeți? Deci e o stradă închisă și e împodobită cu brazi, cu beculețe, cu globulețe și așa mai departe. Și cu iesle. Hai, Luca, na, Luca! Luca! O, ce fain! Da! Ce frumos e aranjat! Da, dincolo, să vedeți ce frumos e! Hai, da! Să vedeți! Mamă, ce mașină e aici! De unde o mai a apărut și asta? Da? Vreau să-mi iau iară plăcintă din aia Daci.
Da, înainte era multă lume aici. Poate fi fost anul respectiv. Nu cred. Am făcut niște poze. Wow, ce frumos e Brazilul ăștia, uitați. Wow, super. Dar tu nu mai vrei șuric? Mai vrei? Șuric. Mamă, ce slană! Dacă ții o tablă din asta, e... Ureche? 10 lei. Ok. Mai vrea ceva? Coffee. Ce-i Natalia? Ce frig, mami? Să nu scrie acolo în față, hai că mergem imediat, ok? Mamă, ce bine arată! Dă-mi și șuric, te rog, de 10 lei! Ce e, Natalia? Hai că mergem imediat, îi găsim imediat, mă. S-a dus în față, mă, stai că mi-e fric și mie. E cam rece. Mă, ce cald ești, nă, măi. De ce arăt, mă, că e fric? Ia, e așa mare? Mamă, uitați aici o ureche. Mamă! Mamă! Nu-i cum trebuie. Natalia, vrei porumb? Natalia, vrei porumb sau cocos? Cine vrea porumb? Eu nu vreau, eu trebuie să-mi iau plăcintă. Dar ce, ți-l pun aici că nu-mi vrea să-mi iau, nu-mi mânc acasă. Care soptul s-ar vrea acasă? Nu, nu-i mai micul. Pa. Unde o luăm? Hai că o luăm pe aici. Uite, ramele mini. Oh, ce fain e să astea pentru vinuri. Uitați aici. Wow, ce fain e. Și noi avem coșuri acasă.
dar ce e ăla? A, te uiți în el și? Da, de la oi. Tati. Ce-a tati, mama? Uite, n-am mai văzut din astea. O, e cu cici. Când eram mic, am avut așa ceva. Mergem în partea aia. Mami, uite, încolo, Daci. Mamă, ce bun e. La ce n-a sala? Ai grijă să nu te împiedici. Hai! Hai mâncă și tu. Să nu mâncă șuric, că am zis că sunt grasă. La dietă. De aceea nu-i la dietă. Pentru că am mălit punga și de aceea. Pune asta aici, că poate mâncă Natalia mai târziu. Natalia? Hai să văd, e mai deschis acolo unde vreau să-mi iau plăcintă din aia. S-ar putea că închide și acolo, dar să vedem. Ce fain e aranjă? Wow! Super! Uite-te în sus, Elisei, la lumină, la bec. La bec. Uite și un chihuahua, preferatul meu, chihuahua. Unde e? Eu am chihuahua. Cred că e altă rasă, nu chihuahua, așa am crezut că e chihuahua. E frică la Natalia de la micu. Ce plinge ăla? A cui e ăsta micu? Da, ce dulce. No, hai tot. Ce-i? A făcut o ciuciu atunci. Unde? Nu știu, mami. Thank you.
Hai. No, am intrat ceva nou. Aula. Uite, acolo e caroselul, dar nu-i nimeni, ori închis. Uite, corpul și cadouri. Data trecută nu au fost alea. Cutiile alea de cadouri. Dar unde e caroselul? Era caroselul. Acolo e. Chiar acolo e, dar nu s-a prins becurile. Vrei și tu? E chiar acolo, lasă că mergem în partea aia, o să vezi. Mușgerilă, da. Uite pe Natalia, stă frumos acolo. Natalia, trebuie să uită în sus. No, ai mâncat ușuricul, adică urechea. Cum am mâncat? Vai, exact ca Tiberiu, e serios, dacă nu exact așa face și Tiberiu. Oare e mai deschis acolo? Natalia, hai pe aici, mami. Așa. Nu cred că mai este cu furna ora asta aceea. Doamne, de când am mai auzit joc-ul, că ce-mi plăcea să-l ascult, mă relaxa. Am juzit popcorn, cred că popcorn. Nu este, nu cred că mai este acum. În partea aia, la altă parte. Uite și ori închis și ăștia cu plăcintele. No. Nu i-a mai prins. Oh, no. O închis, mama. V-am spus eu că ar trebui prima dată să venim aici și după aia. Pizza. Plăcintele mele nu mai ies. Ok, bine. Aoleu, ce fac ăștia în pozii? Sănătate. Mă, dar e frig, mă, cred că vine zăpadă. Să fie Natalia zăpărată? No. Da, uite mă, acum văd, este și trenuleț aici. Sanie cu... Da? Da, carosel. Stai, am interziu. Da, și eu am vrut din ăsta, dar uite că e închis. Da, da. Da. Aici nu am fost niciodată. La cinema, da. La cinema este popcorn. Ce fain e aranjat aici. Wow. Ce frumos e aranjat. Let it snow. Ce cool. Da, aici vin copii și desenează, mami, înăuntru. Dar uite, acum e închis. Da, aici vin copii. Uite, uitați, este masă, vedeți? Da? Acum. Acum mergem. Hai să merem, mama. Ce frumos e aranjat aici. Vezi? Foarte frumos. O căsucă și aici. Și îngrădit. Așa.
guarda ce frigo. Ai, no! Înghețam mâinile. E frig? E frig, da. E frig că mă înghețam mâinile. Ai? A, pomorci, exact. Pumul ăla mic, ai și tu, da. Exact, la pachet. Și ia că așa mergem acasă. Mergem. Ce-i baiul? Nu fac aici. Nu știu, întreabă pe Daci. Vezi? Că-ai făcut live. Deci acum mergem acasă, ne-am distrat, a fost frumos, ne-am plimbat un pic după ce am mâncat pizza și ia ca așa. Mergem încet. E cam frig, mă. Cam frig. Da, mai bine pe aici. Nu, așa. Wow, dar cred că vine ceva. Rece, rece, mă, rece. Deja toată lumea merge acasă, pentru că e deja ora 10. 10 seara. Și mergem și pe aici. Așa. Sper că v-a plăcut filmarea noastră. Am venit a doua oară. Aici, în centru. Dar să știți că o să vină ceva zăpadă. Să sperăm că vine ceva zăpadă, că e mai frumos când e zăpadă. Păcat că de Crăciun nu a fost. Dar asta e, poate data viitoare. Ok, aici a fost tot, eu vă doresc numai bine, să aveți grijă de voi și pe data viitoare, cu altă filmare, un alt vlog, vă doresc sărbători fericite! Ciao, bye bye!